De departe, cel mai popular dintre piloții de Formula 1, Michael Schumacher, născut în Germania pe 3 ianuarie 1969, este considerat drept cel mai bun pilot al tuturor timpurilor. Cei care l-au catalogat astfel s-au folosit de statisticile care certifică performanțele lui Schumi. 7 titluri mondiale câștigate, 91 de victorii, 68 de pole position-uri și 76 de cele mai rapide tururi. Schumacher debutează în Formula 1 cu echipa Jordan Ford în 1991, cu ocazia Marelui Premiu al Belgiei. Trece apoi pe la Benetton, iar sezonul 1994 îl începe foarte bine, câștigând primele două curse, Marele Premiu al Braziliei și Marele Premiu al Pacificului. Din acest moment, germanul devine rivalul lui Senna la titlul suprem. Schumacher câștigă de asemenea la Imola și Monaco, în Canada și Franța și își adjudecă primul titlu mondial la sfârșitul lui 94 cu echipa Benetton Ford, adunând 92 de puncte. Anul următor devine din nou liderul mondial al Formulei 1 cu 102 puncte. Scuderia Ferrari îl atrage pe pilotul, care devine conștient de munca ce l-așteaptă aici, tocmai pentru că monopostul Ferrari se află mult în urma mașinilor Benetton și Williams. Între 2000 și 2004 însă, Schumacher câștigă cele 5 titluri mondiale puse la bătaie și astfel își trece în palmares un total de 7 titluri de campion mondial al Formulei 1. La momentul la care vorbim despre campion, acesta se află internat în stare gravă ca urmare a unui accident suferit nu pe pista de Formula 1, ci pe o pârtie de schi din Franța. Urmare a unui traumatism craniocerebral, Schumi a trecut deja prin 2 intervenții chirurgicale și starea sănătății sale nu-i deloc bună. Pentru campionul mondial s-ar impune acum câștigarea celei mai importante curse susținută vreodată, cea pentru viață. Și în acest sens, lumea Formulei 1 și nu numai, întreg mapamondul se află alături de el.